azi? Știi de ce se numește luna mai? Nu. Că mai plouă, mai ninge, mai sunt 35 de grade. Păi asta am văzut, adică o să trecem de la ploaie și 23 de grade la 35 da, de grade săptămâna viitoare? Da, ultimele, chiar lasă-mă să vorbim momentan pentru ce avem în această perioadă, zilele acestea, să nu ne ducem către săptămâna următoare, pentru că oricum se schimbă de la o zi la cealaltă. Și vreau să vă spun că ultimele zile din această lună vin într-adevăr cu vreme instabilă în majoritatea regiunilor și chiar mai rece față de cât ar fi normal pentru această dată. Nu depășim 25-26 de grade prin nord-vestul teritoriului, acolo unde încă avem șansa să ne bucurăm de soare pe parcursul acestei zile. Însă, în rest, cerul va fi acoperit și, într-adevăr, vom avea parte de fenomene electrice, de precipitații și temperaturile au mai scăzut. Vor fi și intensificări ale vântului în majoritatea regiunilor. Vorbim de viteze de până la 60 de km pe oră. Pentru ziua de mâine, de asemenea, meteorologii ne aduc înnorări și precipitații în mare parte din țară, de asemenea, fenomene electrice, poate chiar și căderi de grindină în anumite zone și mai scad temperaturile chiar și în nord-vestul teritoriului, acolo unde astăzi încă ne bucurăm de aspect de vară, 24-25 de grade maxima. Este posibil de joi încolo să se mai încălzească, să mai punem câteva grade în termometre, dar momentan nu o să oprim ploile de tot. Iar în weekend este posibil să avem aspect de vară de-a binelea, nu promit lucrul acesta, dar este aproape sigur. O prognoză interesantă și la început de lună iunie. Ieri s-au schimbat opiniile meteorologilor. Mulțumim tare mult, Ramona!